Avem aici un ceas de șemineu, Jagerle Cultre, din 1960. Atmos, model 526-6. O să demontăm ce se poate demonta, nu o să intrăm prea tare în el, pentru că el ceasul funcționează foarte bine, adică la secundă putem spune. Sunt ceasuri care sunt date să funcționeze 600 de ani. Sunt ceasuri care nu se trag niciodată. O să vă arăt și cât timp se rotește, câte grade se rotește această pendulă. Și o să o fixăm aici. O să luăm ca reper acest șurubel. Așa. Acum e la mijloc între acești doi. Și acum ne uităm câte grade face. ...180 de grade, 360 de grade, și încă aproximativ 170 de grade, n-a venit chiar la 180 de grade. Deci ar fi 500 și, deci 360 și cu 100 70, 530 de grade. Atâta se rotește acest pendul. Și o să vă explic scurt principiul de funcționare. Aici este o capsulă în interiorul acestui. În această parte este o capsulă aneroidă cu o anumită substanță în ea, care la un grad diferență de temperatura reușește să, aici este, în spatele acestei rotiții este o casetă cu arc și reușește să încarce arcul care ceasul funcționează 2 zile cu încărcare. De fapt, practic, tot timpul se încarcă el, tot timpul e variație de temperatură în mediul unde s-ar afla ceasul. Și ceasul așa, asta e principiul de funcționare, pendula este, are un tub, și în interiorul tubului e un fir de torsiune foarte subțire. Nu știu dacă se vede aici, uitați, e îndoit puțin sus, că e așa, se vede firul de torsiune. Și aici mai are o manetă din care se reglează precizia ceasului, deci în stânga e dacă se dă rămâne în urmă și în dreapta F, respectiv avant, este înainte. Sigur că când se reglează, acum e pe aproape pe zero, de fapt. Foarte puțin pare că ar fi în dreapta, foarte puțin. Și aici e trecută seria 124.307, deci în 1960. Ceasul funcționează foarte bine și este și foarte aspectuos. Ai scrie și Jagerle Cultre. Are 15 rubine. La fel aici jos. Ușița se deschide. O să o deschidem. Sticla se poate trage spre în afară. Deci când se închide, e bine sticla să fie aici chiar pe capăt ca să închidă cât mai bine cutia, să nu intre praf. Aici sunt două piciorușe de reglaj. Deci se reglează ca bula să fie la mijloc, pentru că el trebuie să stea la orizontală. Aici scrie și Atmos. Aici, la fel. Swiss fabricat, Swiss made. Dreapta aici. Fixarea orei se dă totdeauna numai spre înainte. Numai spre înainte. Și ce mai vreau să vă arăt?
Deci fixăm la bula, la orizontală, reglăm aceste două piciorușe, două piciorușe străi, de fapt, unul e în spate, acela nu avem probleme, că reglajul facem stânga-dreapta din cele două piciorușe, la fel sus, jos din față. Dar noi ne uităm la tija pendulei. Tija pendulei are acolo un disc deasupra, are și un disc deasupra și ne uităm să fie pe mijloc. Acum e un pic spre în spate, dar nu a frecat, nu freacă și nu o deranjează. L-am pus aici mai mult așa pentru probe, dacă e nevoie de reglaje, dar ar trebui, deci, picioarele acestea două un pic lăsate în jos. Deci bula nici nu se vede ea prea clar cât e la mijloc. Dar aici se vede foarte clar că discul e un pic spre în spate. Deci se reglează în așa fel ca să acolo să fie în centru tija pendulei. Și această capsulă aneroidă lucrează ca o pompă. Are și un arc în interior, de fapt sunt mai multe arcuri, așa, se poate demonta, nu e asta, și transmite prin acel lanț la sistemul de arc propriu-zis, adică care duce ceasul. În rest, fir de torsiune, bine, când e nevoie să schimbe, se poate schimba, dar trebuie la ateliere specializate, deci nu poate oricine să se bage în asemenea ceas. Noi o să-i facem așa, o curăție generală a cutiei, un pic a mecanismului și la ce avem acces. O să mai filmez pe măsură ce lucrez. Ce mai trebuie știut? Că la orice manevră de transport, mișcarea ceasului, trebuie blocat pendulul. Deci pendulul se blochează cu această manetă, se dă spre dreapta și este blocat. O să-l blocăm chiar acum. Deci l-am oprit și îl dăm aici, în poziția asta. După aceea, la transport, la expediții, la asta, la când nu îl deplasăm dintr-un loc în altul așa, ci îl trimitem pur și simplu, expediem, dedesubt are un șurub, o să îl înclin ceasul, așa, să-l culc. Deci aici dedesubt o să vă arăt în primul rând piciorușele, cele trei. Aceste două am spus că sunt reglabile, deci din cutie, asta nu e fix, cel al treilea și aici e șurubul. Deci șurubul răsucit spre dreapta, pur și simplu, e un știft care merge până în pendul și îl blochează. Deci trebuie blocat la, ca să fie sigur transportul. În rest o să mai filmez când demontez. O să demontăm cutia și ce mai e de lucrat la el. Am deschis ușa din față. Se deschide cam greu pentru că nu are așa o de ce să prins prea bine, dar se folosește tocmai ca să nu deschidă omul toată ziua ușa și să intre praf, mizerie, deci se trage de aici, de jos. Și sticla iese, deci sticla culisează, pur și simplu se trage spre în față. O să-i fac șuruburile de sus, cele patru, și după aceea filmăm. Ceasul a fost verificat, curățit și alarmurile au fost curățate. Și acum urmează să le adunăm. Sigur că nu trebuie făcut o demontare totală la acest ceas deocamdată, pentru că el merge foarte bine. Așa, un pic de curățit. În rest, sunt ceasuri, într-adevăr, extraordinare. Aproape toate piesele sunt pe rubine, deci, unde nici nu trebuie unse, de fapt. La rubin, acolo unde este rubin, nu trebuie uns ceasul. O să-l adunăm. Filmăm acum ceasul, după ce am curățat tot ce trebuia curățat.
l-am montat înapoi în cutie și am dat drumul. Deci pendulul se rotește 530 de grade. Aici e trecut marca, jos scrie Jaeger LeCoultre, Atmos, Fabric Swiss, Swiss Made. Seria e trecută aici sus, 124.307, model 500, E trecut pe fundul cutiei, pe spatele cutiei. Așa. Ce vreau să vă mai spun la el? Deci am spus, de aici se blochează, se dreapta și de jos, din șurub, se face blocarea totală. Ceasul nu se trage niciodată. El, de fapt, și când e, să zicem, trimis undeva, el, în timp ce stă blocat, el, practic, dacă arcul n-ar fi fost încărcat, se încarcă. Pentru că capsula aneroidă lucrează. Ea nu poate fi oprită din lucru și lucrează până când încarcă arcul complet, deci nu rămâne decât să cel care îl folosește pentru prima dată deblochează de jos, de sub cutie, șurubul, îl desface, nu complet, ci până jos, ca să elibereze, să nu frece pendulul de șurub, după care dă spre stânga și după aceea, bine, înainte de asta, reglează la boloboc bula și, cum se vede și aici, acum se vede foarte bine, deci acel disc de sus acum e bine centrat. Deci asta e cel mai important, discul de sus să fie, nu bula, că bula te poate înșela. Dar te uiți la disc în toate direcțiile ca să fie la centru. Iar chiar dacă are un pic de balans, nu se întâmplă nimica. Adică nu chiar freacă, are un pic de, are toleranță ca să, chiar dacă se mișcă stânga, dreapta, balansează un pic să nu se oprească. Ce mai e, se fixează numai spre înainte ceasul, deci numai spre înainte. Și de aici se reglează, deci am zis, cele două piciorușe de reglaj. Ușa se închide foarte bine, se deschide foarte greu și e bine. O să o și închidem. Prin apăsare. Așa, acum e închisă ușa. Ceasul este o adevărată bijuterie. O precizie extraordinar de mare. Și reglajul preciziei se face de aici, se deschide ușa și se mișcă această pârghie stânga-dreapta. Ea acum e la centru, cum am spus, spre dreapta puțin, foarte puțin spre dreapta, față de reperul de mijloc. El e acum reglat, dar cu timpul cine vrea să-l, dacă observă că nu e foarte precis, adică nu, el practic la o lună, să zicem, în câteva secunde, bineînțeles că o să acumuleze, că nu o să fie, nu e atomic ceasul. Scrie aici Atmos, marca, dar nu e atomic. Are 15 rubine. E un ceas extraordinar. Și frumos și performant.